6 martie, la răbdare, Evlavia. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 1 Timotei 4,8. Având adăugată la înfrânare răbdarea, putem apoi urca scara progresului și să adăugăm la răbdare Evlavia. Aceasta este chiar produsul răbdării. Apostolul Pavel spunea: ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Roman 5, 3 și 4. Aici, deci, ni se prezintă un har superior, Evlavia, care trebuie să aibă spiritul și asemănarea caracterului lui Iisus Hristos. Scopul întregului plan de mântuire și al tuturor relațiilor lui Dumnezeu cu noi este de a ne ridica la idealul său divin. Stricăciunea lumii caută să ne cucerească simțurile. Toate influențele nesfinte din toate părțile lucrează să ne țină la un nivel coborât, pământesc, orbindu-ne simțurile, degradându-ne dorințele, slăbindu-ne conștiința, paralizându-ne facultățile religioase prin aceea că ne presează să lăsăm ca natura decăzută să ne stăpânească. Prețioasa scară este dată cu scopul de a ne depărta de toate acestea. Ochiul este atras la Dumnezeu deasupra scării. Invitația vine din slava care este deasupra ei. Vino mai sus! Inima este cea atrasă. Pașii se fac înainte unul după altul. Urcăm mai sus, tot mai sus. La fiecare pas, atracția devine mai mare. Ambiții mai sfinte și mai înalte iau naștere în suflet. Vinovăția vieții trecute este lăsată în urmă. Noi nu îndrăznim să ne uităm înapoi pe scară, la acele lucruri care au otrăvit mult izvoarele fericirii adevărate, au nimicit remușcările înflăcărate, au slăbit și degradat voința și au reprimat orice impuls spre bine. Scopul cuvântului lui Dumnezeu este de a inspira nădejdea, de a ne determina să ne urcăm spre cer, pas după pas, cu o putere mereu crescândă. Noi dobândim o asemănare cu Dumnezeu în caracter, prin aceea că ne împărtășim de harul Său. Așa cum ceara se mulează după sigiliu, tot așa sufletul primește și reține chipul moral al lui Dumnezeu. Noi ajungem umpluți și transformați de strălucirea Sa, așa cum norul negru în sine este schimbat într-unul alb nepătat când este umplut de lumină.